Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem de data aceasta care sunt energiile acestei zile de duminică, duminică 6 august 2023. Da, și iată că am extras cărțile, primele cărți. Să vedem despre ce este vorba. Iată că prima carte care vine în această etalare este cea cu numărul 5. Așadar, numărul 5 poate fi semnificativ pentru tine în această zi de duminică. Această carte vorbește despre atașament, da? Despre faptul că tu, dragul meu sau draga mea, te afli într-o relație și această relație este posibil să nu fie într-un moment foarte bun sau să nu fie exact ceea ce tu ți-ai fi dorit în aceste momente, da? În sensul că este posibil să experimentezi o relație karmică cu partenerul sau cu partenera, da, și să rămâi în acea relație tocmai din cauza că tu crezi că iubești foarte mult această persoană și că nu ai putea trăi fără el sau fără ea. Da? În aceste momente văd că trăiești în atașament față de această persoană și nimic nu-ți poate schimba opinia, da? Nimic nu-ți poate schimba această perspectivă pe care o ai asupra iubirii, asupra relației tale. Din acest punct de vedere văd că te manifesti, te comporți fals față de persoana ta, da? Lași foarte mult de la tine, da? În această relație. Te sacrifici chiar de multe ori pentru ca celuilalt sau pentru ca vouă să vă fie bine sau, mă rog, aparent de bine, da? În această relație. De ce? Tocmai de dragul ca această relație să continue, da? Pentru ca această relație să nu se rupă. Îți este teamă, manifeste aceste temeri extraordinare de a nu pierde această persoană, da? Mare atenție la acest sentiment de atașament pe care îl ai față de această persoană, dragul meu sau draga mea, pentru că acest lucru nu este deloc sănătos. Da? La un moment dat se va rupe. Pentru că știi cum e, ceva care este menținut cu deasila nu este menit să reziste. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că următoarea carte, dragii mei, este aceasta cu numărul 29, așadar numerele 2, 9, 11 sau 29 pot fi semnificative pentru tine în această zi de duminică. Această carte reprezintă lumea, da? Deschiderea ta către univers, către lume în această zi sau în această perioadă. Poți face acest lucru cum orientându-ți sentimentele, emoțiile pozitive spre această lume, spre acest univers, care întotdeauna are nevoie de emoțiile noastre bune, pozitive, constructive, da? Mai ales de iubire are nevoie acest univers în care suntem și noi. Văd că mulți dintre voi vă veți deschide spre lume în această zi sau în această perioadă, cu atât mai mult cu ceea ce aveți voi de oferit, da? Poate aveți o afacere pe care vă doriți foarte mult să o creșteți și de care vă ocupați cu atât mai mult în această perioadă a concediilor, da? În care oamenii par mai preocupați să-și satisfacă simțurile sau să-și satisfacă anumite plăceri în această etapă, da? Cu atât mai mult tu vii și ești deschis să te manifesti cu aceste servicii pe care le oferi sau cu anumite produse, da, pe care le oferi oamenilor și văd că în sfârșit captezi interesul acestor oameni care sunt potențial clienți ai tăi. Da? Văd că te apropii de succesul iminent, de succesul tău în această activitate pe care tu o ai de ceva timp. Da? Această carte, să știi că te deschide și spre o relație la distanță,
Da, dacă vorbești cu cineva de ceva timp, da, văd că vă aflați la distanță fizică unul de celălalt, probabil că împrejurările nu au făcut posibilă o întrevedere între voi până acum și posibil că această întrevedere să nu poată avea loc nici în viitorul apropiat. De aceea văd că vă veți desfășura, ca să zic așa, în relație la distanță și de acum înainte. Dar văd că dumneavoastră, voi doi, sunteți cât se poate de mulțumiți și de acest lucru, pentru că ați reușit să antamați, să puneți bazele unei legături extrem de profunde între voi. Și comunicarea dintre voi are loc mai ales la nivel subtil. Hai să vedem, dragii mei. Următoarea carte din etalare este Arhanghelul Rafael, care îți spune: te ajut să vindeci provocările fizice în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Da, o carte cât se poate de reconfortantă. De câte ori îl văd pe Arhanghelul Rafael, îmi amintesc de dorința mea și de posibilitatea pe care o avem cu toții de a ne vindeca, da? De a ne vindeca corpul, de a ne vindeca mintea, de a ne vindeca orice domeniu al vieții noastre în orice moment ne-am afla, da? Veți întreba poate, dar cum pot face eu, un simplu om, aceste lucruri atât de mărețe, da? Păi foarte simplu. În primul rând te poți focusa asupra acestui obiectiv și în al doilea rând poți să îți imaginezi acel lucru pe care vrei să-l vindeci, da? Înconjurat de o lumină albă și este important să îți transmiți energia și să-ți focalizezi atenția asupra acelui lucru pe care vrei să îl vindeci. Și bineînțeles că poți de asemenea să te însoțești cu Arhanghelul Rafael în acest proces de vindecare, da? Cu alte cuvinte, în momentul în care inițiezi în acest proces, da, îți focusezi atenția ta asupra acelei părți a corpului pe care vrei să o vindeci, pur și simplu îl poți chema și pe Arhanghelul Rafael să te sprijine în acest proces de vindecare și vei vedea că ajutorul său va veni fără doar și poate. Da, haideți să vedem încă o carte. Iată că avem aici luna plină în semnul leului, pentru voi, dragii mei, care îți spune: nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta. Da, este foarte bine că ne amintește această carte că mândria poate fi unul dintre dușmanii noștri cei mai mari în aceste momente. Da, dacă vrei să te apropii, de exemplu, de o persoană la care ții foarte mult, pe care o admiri, pe care o iubești în secret, probabil că va trebui să faci și tu acest lucru, da? Să lași mândria deoparte și să faci un prim pas spre acea persoană. De asemenea, orice îți dorești să faci în viața ta în aceste momente, da? Este bine să renunți la această mândrie a ta. Da? Este bine să fii mai maleabil sau mai maleabilă, da? Să fii mai deschis sau deschisă spre lume. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte, care este din Lenormand. Să vedem despre ce poate fi vorba. Da, iată că vedem aici cartea cu numărul 12, așadar numerele 1, 2, 3 sau 12 pot fi semnificative și ele în această zi de duminică pentru tine. Vedem aici două rândunele care zboară. Aceste păsări reprezintă cel puțin o veste pe care o poți primi în această perioadă sau în această zi, o veste extraordinară care te va apropia din ce în ce mai mult de obiectivul tău, de obiectivul pe care ți l-ai setat pentru această etapă a vieții tale. Da? Văd că această veste te va bucura nespus de mult. Poate fi o veste în legătură cu rudele tale apropiate, da? Poate cu părinții sau în legătură cu copiii tăi sau în legătură cu un prieten foarte bun sau în legătură cu partenerul, cu partenera, da?
Dar oricum văd că această veste este menită să te bucure. Hai să vedem, dragilor, încă o carte. O carte din acest pachet. Care vine sub forma unui gând pe care este bine să-l menții în minte în această zi. Da, iată că acest gând vine spre tine, mă eliberez de toate așteptările. Merg la unison cu viața, mă iubesc pe mine însămi sau pe mine însumi, știu că doar binele mă așteaptă oriunde mă întorc. Iată, dragul meu sau draga mea, cât de important este să ne eliberăm în orice moment de așteptările pe care le avem de la viață, da? Indiferent că ne dorim foarte mult un lucru sau că dorim să ne eliberăm de frici, de temeri, de limitări. Da? Și să știm că doar binele poate veni în viața noastră în orice moment. Hai să vedem încă două cărți pe care le voi extrage din tarot. Iată că avem aici Doiul de Săbii, dragii mei. Este o carte care vorbește despre un blocaj, despre faptul că tu poți avea acest blocaj în viața ta în aceste momente. Este posibil să nu poți vedea foarte clar în această perioadă, da, sau în această zi. Poate că nu poți vedea ce decizie este bine să iei pentru tine, ce alegere este bine să faci în ceea ce privește persoana pe care trebuie să o alegi pentru tine, pentru viața ta în cele ce urmează, da? Poate că în viața ta sunt cel puțin două opțiuni în dragoste pe care le ai în prezent și trebuie să faci această alegere. Da? Dar văd că este o perioadă, este o zi în care totuși vei învinge acest blocaj din existența ta, pur și simplu te vei deschide spre o rezolvare a acestuia. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Judecata din Arcana Majoră, o carte importantă când vine vorba de etalări de viața voastră, dragii mei. De ce? Pentru că se pare că a sosit momentul și pentru voi să fiți cu adevărat fericiți, da? A sosit momentul să vă eliberați, a sosit momentul să trăiți în armonie cu cei din jur și cu dumneavoastră înșivă sau însevă, da? Este clar că, iată, cu această carte, dacă aveți parte de întâlniri în justiție, să știți că aceste întâlniri se vor rezolva în mod pașnic și se vor rezolva în mod favorabil și vouă, dragii mei sau dragele mele. Dar, oricum, important este că totul se rezolvă și până și lucrurile care păreau să nu aibă vreo rezolvare până acum, să știți că vor găsi o rezolvare cât se poate de benefică vouă. Hai să vedem încă o carte. Vedem acest mesaj din partea Universului, din partea oracolului, care vorbește despre timp. Se pare că este ceva ce tu încerci prea mult. Și este mai bine să oferi mai mult timp acestui lucru. Da, dragul meu sau draga mea, iată că trebuie să mai acorzi ceva răbdare unui aspect din viața ta, da? Se pare că nu a sosit încă timpul pentru ca acel lucru să se întâmple pentru tine. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!